Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou video. Avem astăzi o listă scurtă, top 10 jucători români cărora le expiră contractul la sfârșitul primului sezon în Football Manager 22 și care pot fi semnați liberi de contract pe 1 ianuarie. Începem lista noastră cu un nume important, un jucător care se află la o echipă de Premier League. Un jucător care poate fi adus greu dacă ești la o echipă mică din România, dar dacă controlezi o echipă dintre cele mai bune din Liga 1, cum e CFR-ul, CSU Craiova sau chiar și FCSB-ul și ai banii suficienți, cred eu că Băluță este un transfer foarte important. E un mijlocaș defensiv care poate juca și ca fundaș central și ca mijlocaș central. Atribute foarte interesante, potențial interesant pentru Băluță în acest moment. 2,5 stele pentru el, cu rentability 117, dar poate ajunge la 140. Are și un potențial ability de 3,5 stele și dar mai poate crește Băluță, doar 22 de ani, ce drept în acest moment. El suferă, nu reușește să se acomodeze la Brighton, n-a reușit să prindă echipa deloc, n-a reușit să joace deloc la Brighton. Ultimii ani de zile mai mult s-a plimbat, a fost împrumutat ba pe la Viitorul, ba pe la ADO Den Haag în Olanda, a fost în sezonul trecut împrumutat și la Dinamo Kiev, însă nu se regăsește Băluță și probabil Brighton nu-i va prelungi contractul la sfârșitul sezonului. Așadar, e un jucător foarte important, cel mai important jucător din această listă, care poate fi semnat la 1 ianuarie fără să dai vreun ban pe el. Următorul pe lista noastră este Rareș Ilie, un mijlocaș ofensiv, un decarder care poate juca și ca mijlocaș central dacă îl antrenezi. Arată foarte bine Rareș Ilie, ce drept în cariera pe care o am eu cu Rapid, deja se descurcă excelent încă din primul sezon de Rareș Ilie, așadar e un transfer de viitor, doar 18 ani, cu rentability 2 stele în acest moment, 88, dar poate ajunge la 138, poate ajunge la 3 stele, poate crește foarte, foarte frumos Rareș Ilie dacă ai grijă de el, dacă îl folosești foarte, foarte mult și îi dai încredere. E un jucător care poate crește frumos și poate prezenta o soluție foarte importantă pe viitor. Poate fi adus gratis, cum spuneam, pe 1 ianuarie, pentru că contractul lui expiră pe 30.06.2022 cu Rapid. Ce drept, dacă îți dorești să-l transferi și ai bani, ai buget pentru acest lucru, poate fi adus destul de ușor. Numai 200.000, între 200.000 și 500.000 se poate negocia cu Rapidulețul pentru el și poate fi adus. Următorul este un fundaș central, un fundaș cu experiență, un fundaș care se află în acest moment la FC Argeș, Dejan Boldor. Poate fi transferat încă de la începutul carierei, dacă îți dorești acest lucru, între 35.000 și 100.000 poate fi acesta transferat. Atribute interesante, în acest moment Boldor are current ability de 98, dar poate urca până la 135. Dar pe locul 3 pe lista noastră, pe locul 3 cu potențial în acest moment de Boldor, încă nu este un jucător peste care au trecut anii, 26 de ani, cred că este exact vârful carierei pentru Dejan Boldor. Îl poți semna gratis, așa cum spuneam, pe 1 ianuarie și poate fi o opțiune interesantă pentru sezoanele viitoare. Un jucător care a jucat în Italia foarte, foarte mult timp, un jucător care a ajuns și pe la AS Roma, Bologna, Verona, Foggia, Potența, a ajuns liber de contract vara trecută la FC Argeș, arată foarte bine de Dejan Boldor și poate fi o soluție interesantă. Următorul pe lista noastră este tot un fundaș central și acesta este Alex Pașcanu, un jucător care se află împrumutat în acest moment de la CFR Cluj și la Ponferradina în Segunda División în Spania. Poate fi transferat între 800.000 și 2.400.000, dar nu cred eu că merită acest lucru, nu merită să dai bani pe Pașcanu, pentru că pe 1 ianuarie îl poți transfera gratis, îl poți
Abordat gratis, poți să-l transferi din vara următoare fără să dai vreun ban pe el. În acest moment, 2 stele jumate pentru Pașcanu poate ajunge la 3 stele jumate, cu rentability 115 poate urca până la 132. Așadar, poate fi un transfer important pentru sezoanele următoare, 22 de ani, mai poate crește foarte mult Pașcanu, arată foarte bune din punct de vedere al atributelor, cred eu că mai trebuie să crească foarte mult mental, pentru că acolo e problema la Pașcanu, suferă foarte mult la aceste atribute. Dacă va crește bine mental, cred eu că poate fi un jucător important în sezoanele următoare. Mergem la un jucător mai experimentat de data asta, Romario Benzar, un jucător care joacă și el în Italia, în Serie B pentru Lecce. Poate fi transferat încă de la început, 60.000, între 60.000 și 180.000 poate fi acesta adus, dar nu cred că merită din nou, pentru că poate fi adus liber de contract pe 1 ianuarie, poate semna gratis. 2 stele jumate cu rentability, 2 stele jumate potential ability, 104, dar poate crește până la 130, așadar poate, mai poate crește Romario Benzar. Poate fi un transfer cu experiență, un jucător care poate aduce experiență acolo în banda dreaptă. La 30 de ani, atunci când va semna cu echipa ta, cred eu că poate să mai ducă 2-3 sezoane lejer în Liga 1. Mergem mai departe și avem un jucător cu un potențial foarte interesant, Andrei Doru de la Politehnica Timișoara, un jucător de bandă, un jucător care are atribute deja foarte, foarte interesante, crossing 12, dribbling 12, tehnic 12, passing 11, generation 12, pace mai slăbuț, agility 13, balance 12, stamina 11. Arată foarte bine acest Doru Andrei, are current ability 75, foarte slăbuți pentru el în acest moment, dar poate crește foarte mult, poate ajunge la 129, poate fi un jucător de Liga 1 pe care să te poți baza. El este dreptat și joacă în dreapta ca winger, dar poate fi antrenat și pe poziția de mijlocaș stânga sau ca am, că depinde unde ai nevoie de el. 18 ani pentru el, poate crește, merită încercat acest copil, cred eu că poate fi o soluție foarte, foarte interesant. Mergem mai departe și l-avem pe Denis Politic, un alt mijlocaș de bandă, un alt jucător care poate juca pe ambele benzi, poate juca și ca decar în spatele atacantului sau poate fi antrenat chiar ca atacant. Poate fi transferat la începutul sezonului între 200.000 și 600.000 de la Bolton, dar este împrumutat în acest moment la Port Vale, în Liga 4 din Anglia. E un jucător care are atribute interesante încă de la început. Poate crește însă și el destul de bine. În acest moment are current ability 100, poate duce până la 128, așadar 21 de ani, poate fi o soluție de viitor și el poate fi adus liber de contract pe 1 ianuarie, poate fi antamat pe 1 ianuarie, poate fi semnat pentru sezonul următor. Următorul pe lista noastră este un jucător care vine tot din Anglia și este un jucător care în acest moment se află sub contract cu Arsenal, ce drept nu cu prima echipă, cu echipa de Under 21, Under 23. Deja atribute interesante pentru Crăjan, 18 ani, poate juca amăcând de care în spatele atacatului, dar și ca mijlocaș central, dar și ca mijlocaș dreapta, atribute interesante pentru un decar. Dribbling 13, finishing 12, passing 12, tehnic 13, penalty taking 15, decizii 14, vision 12, work rate 12, 13 acceleration, 13 natural finish, 12 pace, arată bine. 2 stele cu rentability, poate crește destul de mult, 90 cu rentability, poate duce până la 128. Așadar, și el, 18 ani, poate crește destul de bine și poate fi un transfer de viitor foarte important, mai ales dacă antrenezi în România, cred eu că trebuie adus acest Cătălin Crăjan, poate prezenta o soluție chiar pentru echipele de sus,
O soluție foarte, foarte bună. Mergem mai departe și avem încă un jucător tânăr, un jucător de care nu prea am auzit până acum. E un jucător de 19 ani, un jucător care se află sub contract cu Parma. Poate fi adus încă de la început pentru 130.000, între 130.000 și 375.000 de la Parma. Este crescut de Parma, așadar poate fi o soluție interesantă. Are atribute la prima vedere destul de interesante, acceleration 15, natural fitness 13, 17 pace, 11, 15, decizii între 11 și 16, determination 12, positioning 11, tackling 13. Da, deja atribute interesante pentru Radu Ionuț, curent ability 80. Da, poate fi considerat o soluție de avarie, dar o soluție pentru viitor. 19 ani, poate ajunge până la 126 cu retability, poate fi el un fundaș dreapta de Liga 1. Bunicel, crede că poate crește frumos și poți avea un fundaș dreapta care să te ajute pentru următorii ani. Următorul pe lista noastră este un portar. Pentru că nu am avut niciun portar pe această listă, mergem și îl avem pe Popa de la Craiova. Robert Popa este un jucător care a fost foarte important sezonul trecut pentru FCU Craiova. A jucat aproape toate meciurile titular în Liga a doua. De fapt, nu. Se pare că doar 19 meciuri a jucat Robert Popa sezonul trecut. În acest sezon a pierdut contactul cu prima echipă, foarte puține meciuri pentru Robert Popa. Un jucător care poate fi transferat și el foarte ușor, dacă ai buget, între 130.000 și 400.000 vrea Craiova la începutul sezonului pentru el. Deja atribute interesante, command of area 11, kicking 12, 1-1 11, throwing 11, bravery 14, determination 13, work rate 14, jump reach 18, natural fitness 15, stamina 12, strength 14. Deja arată foarte, foarte interesant acest portar. E un portar pe care eu l-am folosit și sezonul trecut la Football Manager și care crește foarte, foarte interesant. Arată foarte bine în următoarele sezoane. Ce drept, curent ability este foarte mic în acest moment, 80, dar poate ajunge până la 126. Cam asta este lista mea scurtă cu 10 jucători cărora le expiră contractul la sfârșitul sezonului și care pot fi semnați liber de contract la 1 ianuarie. Am căutat jucători tineri, jucători care pot crește foarte, foarte mult și care pot fi aduși foarte, foarte ușor. Doar trebuie să le oferi contract la 1 ianuarie și să le oferi șansa să joace în echipa ta, să le oferi șansa să crească în echipa ta. Încheiem aici acest video, prieteni, vă mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, v-am pupat!